Numele meu este Mirela și am vârsta de 28 de ani și sunt din Craiova. Înainte să cunosc locașul Duhului Sfânt, eram o persoană posedată, o persoană cu depresie, cu un gol imens în interiorul meu. Niciodată sau nimeni nu putea să mă completeze cu ceva. Mereu eram dependentă de persoane ca să fiu fericită sau de călătorii sau de lucruri din jurul meu sau de cumpărături. Eram tot timpul o persoană dependentă de ceva ca să-mi umplu golul din interiorul meu și să fiu fericită. Dar aveam și multe probleme spirituale. Eu am fost o persoană posedată, aveam gânduri rele. În fiecare noapte, de fapt noaptea era tot zi pentru că aveam foarte multe insomnii, nu puteam să mă odihnesc, nu puteam să mă hrănesc. Ajunsesem într-un moment în care eram ca și o legumă, nu mă priveam în oglindă și nu mai dădeam doi bani pe mine. Dar într-o zi, după foarte multe chinuri, mama mea m-a invitat la locașul Duhului Sfânt și cu greu am acceptat să particip. La prima slujbă, după prima participare, pentru mine totul a fost atât de frumos încât am spus că vreau să continui. Am continuat, la fiecare slujbă, de fiecare dată când veneam, lucrurile se schimbau din viața mea, dar tot nu eram completă. Mi-am făcut o relație, am crezut că poate asta se va schimba în viața mea, crezând că poate dacă o să-mi fac o familie, voi fi bine, dar nici asta nu s-a întâmplat. A venit o zi în care eu am început iar să am stări de frică și oriunde mergeam, frica mă urmărea. Și era o frică constantă de moarte. Pe oriunde mergeam, nu puteam să stau singură, mi-era frică și de mine mi-era frică. Aveam momente în care pur și simplu în mintea mea veneau gânduri și o voce care îmi spunea că o să mor în momentul ăla. Dar am venit la biserică, am decis să fiu sinceră, am luat legătura cu soția preotului și am vorbit despre viața mea. I-am spus situația mea în toate sensurile. Aici am primit o îndrumare foarte bună. Am ajuns acasă, am vorbit cu prietenul meu, i-am explicat lucrurile și pentru mine această schimbare a fost în urma faptului că într-o zi, la muncă, eu am fost la un pas să mor. Și în drum ce mergeam la spital, corpul meu nu se mai oxigena și am cerut lui Dumnezeu o singură șansă pentru a-L urma cu adevărat. Am ajuns la spital și am făcut un legământ cu Dumnezeu că dacă voi primi această șansă, eu îl voi urma toată viața. Și așa și a fost. Am ajuns acasă și i-am povestit familiei mele, nu m-a înțeles, nu m-au acceptat cu gândurile pe care eu le voiam. Prietenul meu s-a despărțit de mine pentru că a spus că la vârsta mea nu este normal ca eu să-L urmez pe Dumnezeu, dar eu am ales să continui. Și am continuat, indiferent de judecățile pe care le-am avut și de persecuțiile pe care le-am avut, am spus nu, viața mea nu mai este a mea, ci a lui Dumnezeu. Eu niciodată nu am avut dorința și obiectivul de a primi Duhul Sfânt, dar după această experiență, dorința mea a fost atât de mare să-L cunosc pe Dumnezeu, încât chiar dacă veneau toate lucrurile rele din lume, eu voiam doar să-L cunosc pe Dumnezeu. Și într-o zi s-a întâmplat minunea ca eu să primesc Duhul Sfânt. Am primit Duhul Sfânt, am primit o bucurie, am primit ceva ce niciodată sau nici în toate cuvintele din lume nu aș putea să explic ce înseamnă experiența cu Dumnezeu. Astăzi, cu Duhul Sfânt, sunt o persoană realizată, o persoană plină, nu mai am acel gol interior, o persoană realizată în toate sensurile, doar datorită Lui.